Efectele, amploarea, provocările sociale ale consumului de droguri, mai ales de la vârstele fragede în școli, sunt o provocare serioasă la adresa siguranței individuale și naționale, a declarat președintele Klaus Iohannis la deschiderea anului școlar. Șeful statului a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării pe 12 octombrie, iar pe agendă se află subiectul consumului de droguri. Fenomenul consumului și traficului de droguri a luat o amploare alarmantă atât la nivel național cât și local. Numai în două zile, 6 tineri din Cristuri, Simeria, Deva, Hunedoara și Lupeni au fost prinși de polițiști cu droguri. De curând, un tânăr din Deva, care și-a implicat și iubita în traficul de droguri, a fost trimis în judecată. Conform anchetatorilor, până să fie arestat preventiv și pus sub acuzare, individul a vândut în ultimii 4 ani peste 4.000 de doze unor consumatori. Ca urmare a amplorii fenomenului, Președintele României a inclus pe ordinea de zi a ședinței CSAT din 12 octombrie subiectul consumului de droguri, în timp ce parlamentarii cer înăsprirea legislației în acest domeniu și au depus ieri, 4 octombrie, la Camera Deputaților un proiect de lege prin care traficanții de droguri să fie pedepsiți cu închisoare, cu executare, fără posibilitatea suspendării executării pedepsei sub supraveghere, ca până acum.